Dacă prima zi a Festivalului Internațional Hora Mare a fost doar o scurtă introducere în culturile statelor invitate, ieri călărășenii au putut savura din plin momentele susținute de grupurile din Republica Moldova, Georgia, Turcia și România, reprezentată de ansamblul Ghiocelu. Noi am încercat să pregătim în seara asta un program un pic mai lung, așa cum ne-au sugerat organizatorii, că fiecare avem în fiecare zi câte un alt program. În seara aceasta vom dansa trei dansuri din zone diferite ale țării, Muntenia, Oltenia și Moldova. Am pregătit și două melodii cu grupul vocal și soliști, astfel încât publicul nostru să fie încântat ca de fiecare dată. Fiecare țară a avut la dispoziție aproximativ 30 de minute pentru a face publicul să se îndrăgostească de cultura, dansurile și muzica acestora. Dacă în prima seară au evoluat pe scenă toate ansamblurile invitate, cu câte un moment să-și prezinte din tradiții și cultură, deja au început să se lege prietenii între grupuri, o parte din grupuri au mai fost la noi și s-au legat deja prietenii, iar faptul că și-au dorit să revină și în acest an la noi ne bucură, pentru că nu înseamnă decât că s-au simțit bine la noi, că le-a plăcut festivalul nostru și că suntem, cum suntem noi românii, gazde prietenoase, ospitaliere și legăm foarte repede prietenii. Pe lângă momentele de excepție pregătite de reprezentanții țărilor invitate, Centrul Județean de Cultură și Creație împreună cu Consiliul Județean Călăraș, organizatorii evenimentului, au stabilit ca seara trecută să urce pe scenă și Cătălina Tudorache, câștigătoarea premiului întâi la festivalul Flori de Mai, și Cristina Ene. Este un sentiment foarte plăcut, pentru că eu, ca să spun așa, m-am născut pe scenă. De mică, de prima oară când am pășit pe prima scenă, am simțit că acolo este a doua mea casă și este un sentiment plăcut să poți oferi celor din jur sentimentele tale și să îi bucuri cu muzica pe care o cânti. Ce ai pregătit în această seară? Păi am pregătit un program de câteva piese populare, care include și câteva piese de la Taraful Urtenilor, adică mai așa, mai de petrecere, să se distreze lumea. First time in Romania? Yes, it's my first time, but my group was here last year.
And how do you find Romania? Do you like it? Yes, we really liked it. Amazing show and amazing groups for the performances. We liked them all. You will dance tonight? Yes, we will dance last row. And what did you prepare? It's our city's traditional dance with our decorations and music. It's your first time here? It's our first time too, but our group was here. Turkey was here before. And how do you find Romania? Do you like it? I like it. You will dance tonight or you are just with the group? She doesn't dance, she's one of our teachers. So what you will dance tonight? It's a traditional dance? Yes, our traditional dance in Turkey, and we want to be performance because in this our country, so proud of you, we come here and we like the Romania, we like the disorganization. Unele țări, precum Turcia și Georgia, au mai fost prezente în cadrul festivalului. Pentru membrii grupului din Egipt, de exemplu, este prima dată când vizitează România. It's your first time in Romania? Yeah. How do you find it? I like all the city we come visit. Until now we have three festival. It's so good. And organized for the festival, something so amazing, really. With how many persons do you think? We 9 person here. We all dance. Cum a fost? Foarte frumos! Nu v-a fost frică? Nu! Doar puțin! Vei rămâne și la festival? Da! Ce țară? Ai vreo țară preferată? Da, Turcia. Cum vi se pare atmosfera? Frumos, da! Aveți o țară preferată? Nu, a fost și anul trecut, că stăm aici aproape, la case, pe casă nu vedem. Da, e foarte frumos! Da. Aveți vreo țară preferată? România e țara noastră. Exact! Ați mai venit și în anii anteriori sau este... E prima dată cum venim. Singure, da, cu părinții am mai venit. Văd că filmați, vă place? Da. Ce vă place cel mai mult? De ce ați venit? Ne place muzica. Și ați reușit să vedeți toate ansamblurile? Da, și aseară am fost și venim în fiecare seară. Și aveți un preferat, un favorit? Un ansamblu favorit, o țară? Turcia. Câți voluntari este prezentă Crucea Roșie în această seară? 24. În seara asta avem 24 de voluntari, aseară au fost 20 și sperăm să o ținem așa până miercuri. Este vacanță, n-au de ce să lipsească, n-au voie să lipsească. Uite, de exemplu, pe Iasmina o avem printre noi. Este voluntară din clasa 6-a și acum este anul 2 la facultate. Am trecut anul 3. Da. Și în timpul liber vine la noi. Și de ce ai ales să devii voluntar? Eram foarte mică și mi-am dorit de mult să știu să acord primul ajutor, să știu să ajut oamenii. Și din curs de prim ajutor am prins ideea asta de a ajuta mult mai mult.